2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 12. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1198. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Este ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră. De un an de zile n-am mai fost la dumneavoastră și probabil încă un an nu pot să vin. Însă pentru mine, care vin din 2018, pot să văd schimbările la dumneavoastră, în bine. Pentru cei ce sunt locali, slujbele decurg normal. Că sunt scăzăminte, că sunt realizări, ele trec neobservate câteodată și de aceea nu suntem tare încântați de cântarea tinerilor, de organizarea lor. Însă cine vine mai rar le vede și eu sunt pe poziția de a vă vedea. Vă apreciez modul în care ați crescut calitativ, mă refer la slujire, și Domnul să vă binecuvinteze. Apreciez modul în care ați crescut în intensitatea și în domeniul rugăciunii. Și Dumnezeu să vă întărească. Nădăjduiesc că Dumnezeu va continua să desăvârșească lucrarea bună și frumoasă care a început-o în mijlocul dumneavoastră și de oriunde voi fi, când voi auzi vești bune despre dumneavoastră, vă asigur că mă alătur bucuriei voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Am citit pasajul acesta biblic care se sfârșește cu o întrebare. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? De ce? Pentru că tot ce știm noi aici se va termina. Cerul și pământul va arde. Cunoaștem că la momentul actual pe pământul acesta se discută foarte mult determinarea resurselor. De orice fel, resursele se termină, de aia auzim așa din când în când faptul că tot lansăm nave spațiale ca să colonizăm, dacă s-ar putea, Luna sau Marte, căutăm să aflăm dacă avem apă acolo, dacă avem resurse acolo, pentru că știm că toate războaiele care se poartă și cel de acum este pe bază de hidrocarburi, de energie și așa mai departe. Dar astea sunt pe avarie. Toate încep să se strice. De aceea se vorbește despre faptul că mulți oameni de știință plătesc bani grei să meargă în spațiu. Nu ni se spun toate lucrurile. Dar, așa cum spunea Petru într-un altă, fiindcă toate lucrurile au să se strice, cum spune Scriptura aici, și în alt loc spunea că să ne purtăm cu înțelepciune, că toate aceste lucruri pe care le avem noi se vor deteriora. Spune Scriptura că există un cer nou și un pământ nou făcut de Domnul, în care locuiește neprihănirea. Dar nu toți care trăiesc pe pământul ăsta vor fi mutați în cerul ăla nou. Ci Petru cere aici anumite calități. Cere aici anumite lucruri care depind de noi, nu numai de Harul lui Dumnezeu, ci depinde poziția noastră. Și în seara asta aș vrea să vă vorbesc despre calitățile acelor oameni care vor moșteni cerul nou și pământul nou. Pentru că atunci când va veni Domnul să-și ia biserica, să-și ia răscumpărații, să ia pe cei ce s-au încrezut în El, îi va lua pe cei oameni care se ridică la nivelul acesta, au calitățile acestea. Când a venit prima dată Domnul Iisus în lume și s-a născut, a întâlnit Biblia niște oameni cu niște calități deosebite pe care i-a menționat în preajma aceea. Eu nu voi putea să fiu cu voi la sărbătoarea, când vă reamintiți de sărbătoarea nașterii Domnului. Dar anticipativ, aș vrea în seara asta să vorbesc de câteva categorii de oameni care au fost în preajma nașterii Domnului Iisus și care ne-au transmis anumite atitudini. Prima atitudine pe care aș vrea să o subliniez este atitudinea celor ce verifică tot ce aud și tot ce văd cu etalonul, cu Scripturile. Adică verifică. Lucrul ăsta m-a provocat cu un prieten care e prezent în casa Domnului și în debutul slujbei din seara asta. Am avut câteva discuții cu dumnealui pe aspectul acesta. Și un aspect foarte important pentru mine, pentru voi. Avem o grămadă de informații, de știri.
Toate canalele de știri ne prezintă anumite informații. Bineînțeles că ce nu le convine nu ne prezintă nouă. Ne prezintă numai ce le convine lor. Suntem manipulați prin informații. Și în lumea asta unde informațiile, unde știrile ni se dau cu porția și numai ce, există ceva ce avem absolut, ceva ce va dăinui când nimic din ce avem aici nu va mai fi. Și spune Domnul Iisus, pământul și cerul va trece, dar cuvântul meu rămâne în veci. Amin. Ne-a dat Dumnezeu scripturile, care sunt cuvântul Lui. Și cuvântul acesta este etalonul. Tot ce auzim și tot ce vedem trebuiește verificat cu etalonul. De exemplu, să presupunem că vreau la undeva la mine acasă, am nevoie de o grindă, să-mi pun ceva pe ea acolo sau așez într-o construcție ceva. Și am nevoie de o grindă de vreo 2 metri și mă duc în piață și îmi întâlnesc pe cineva care are grindă. De el spune că grinda lui e 2 metri jumătate. Eu când mă uit din ochi așa, văd că grinda are 1,80 metri din ochi. Și eu îi spun, dumneavoastră, are numai 1,80 metri. El îmi spune 2 metri jumătate și putem să intrăm cât vrem acolo. Până când cineva vine cu un metru, care e talon, n-are fiecare metru lui în buzunar, vine cu metru și măsoară și constatăm că grinda lui are 1,90 metri. Bineînțeles cât scandal face el că mai înainte avea 2 metri jumătate. Metru spune adevărul. Bineînțeles că eu spun, băi, mie mi s-a părut cu 1,80 metri. Nu! Metru spune că are 1,90 metri acolo când se măsoară. Ca atare eu n-am voie să plătesc mai mult și el n-are voie să vândă mai mult decât are. Pentru că metru este etalonul. În greutate, kilogramul este etalonul. În cele spirituale, Scriptura este etalonul. De aceea e important nu ce zice pastorul, nu ce zice preotul, călugărul sau nu știu ce președinte de stat, ci e important ce zice Scriptura. Pentru că dacă vom fi judecați după statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe, poate ortodoxe stau bine, dacă vom fi judecați după statutul de organizare al cultului pentecostal, probabil pentecostale ar sta bine. Dar nicăieri nu ni se spune că vom fi judecați după asemenea statute omenești, ci vom fi judecați după Scripturi. Și dacă Scriptura spune că cine iubește minciuna și trăiește minciună, ajunge în iad, indiferent cât o botezăm și o schimbăm, Scriptura rămâne etalon. Amin. De aceea e important ca tot ce auzi și tot ce vezi să verifici cu etalonul, cu aparatul de măsură. Și dați-mi voie să vă vorbesc despre niște oameni care, cu toate că n-aveau școli deosebite, au verificat informația. Spune Scriptura că în preajma Betleemului erau niște ciobani sau păstori care stăteau de strajă în jurul turmei lor. Și pe când stăteau de strajă, păstorii ăștia au avut harul acesta să vadă niște îngeri. Și spune Scriptura, un înger li s-a prezentat și bineînțeles când te întâlnești cu un înger, ei sunt prezenți oriunde, dar n-au dreptul să materializeze oriunde. Ei sunt prezenți în sala asta, cu sutele, dar n-au dreptul să materializeze. Pentru că prezența unui înger ne-ar forța să acceptăm lumea de dincolo și totodată mântuirea lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu vrea ca nimeni să vină la El forțat de un înger sau de o apariție angelică. Nu. Ci Dumnezeu îi ține pe lângă noi, ne păzesc, ne ocrotesc, ne ascultă rugăciunile, ne duc rugăciunile. Unii dintre ei sunt apărătorii noștri, cei micuți îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Dar nu se prezintă decât atunci când Dumnezeu pentru un mesaj special le dă voie să se materializeze, adică să fie vizibil spectrului pe care îl putem vedea noi, după care se dematerializează și intră înapoi în lumea lor. Ei bine, aici un înger se materializează și dintr-o dată ciobanii se trezesc cu un înger în față. Bineînțeles că i-au apucat groaza în fața măreției și îngerul îi spune, nu vă temeți, căci astăzi vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Și apoi le dă niște informații și le spune, îl veți găsi, deci le sugerează să verifice, îl veți găsi înfășat în scutece și pus nu într-un leagăn sau într-un landou, ci pus în iesle. După care împreună cu îngerul se unește o oaste cerească și pentru prima dată, din ce știu eu, sunt primii spectatori care fără să plăti bilet aud un cor ceresc, dacă un cor pământesc într-o armonie de 4 voci cântă grozav, ar fi, cum o fi cântată îngerea aia? Ce note o fi? Da,
spectatorii nu-i senatul de la Roma și nici sinedul de la Ierusalim. Nu sunt niște amărâți de ciobani care ascultă cântarea aceea a corului, după care dintr-o dată se dematerializează și Biblia spune că îngerii au plecat înapoi în cer. Și acum m-aș fi așteptat ca șeful ciobanilor, Baciu cel mai mare, să spună: băi, m-am temut grozav când am văzut îngerul ăsta. Ce facem acum? Păi dacă îngerul a spus că în cetatea asta de lângă noi, Betleem, s-a născut un copil de parte bărbătească, păi copil de parte bărbătească, măi. Și dacă a spus că l-a înfășat în scutici și pus într-o iesle, păi în iesle, noi mergem să verificăm pe îngeri, măi. Ne-a fost frică și acum tremurăm din cauza lor. Noi îi verificăm pe îngeri? Știi ce spune Scriptura despre ciobanii ăștia că au făcut? Dați voie să vă citesc din Sfintele Scripturi următoare lucruri. Luca, capitolul 2, versetul 15. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem cine s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grapă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre plug. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spuseseră. Stimații mei, primul aspect al calității oamenilor pe care îi iubește Dumnezeu sunt oameni care verifică tot ce aud și tot ce văd, dacă este așa. E foarte important pentru noi, într-o lume a dezinformării, într-o lume a diferitelor tradiții, a diferitelor idei, a lucrurilor spectaculoase scoase pe piață, dar care n-au acoperire în realitate, să verificăm lucrurile respective și totodată să folosim etalonul. Iată aici niște ciobani care s-au dus să verifice. Vreau să vă mai subliniez ceva. Tot în preajma acestor sărbători, spune Scriptura că din Orient, de undeva, din Orientul îndepărtat, din răsărit, au venit la Ierusalim niște oameni cunoscuți ai vremii. Erau numiți magi. Oamenii aceștia au fost călăuziți de o stea, o să vorbim puțin mai târziu despre ei, și au ajuns la Irod. Irod nu era un tip religios. Irod își omorâs o nevastă, niște copii, pentru că au crezut că ia locul. Era un tip mai dur așa, așa era stilul lui, dar era împărat. Și vin oamenii aceștia la Irod și pun o întrebare care tulbură atât Ierusalimul cât și pe Irod. Și întrebarea suna așa: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și bineînțeles, toată Ierusalimul se tulbură. Vreau să vă aduc aminte că în Ierusalim erau și preoții, care toată ziua stăteau cu Scripturile în mână să vadă când va veni Shiloh, Mesia sau Unsul, adică Hristosul. Când s-a tulburat tot Ierusalimul, au auzit și preoții de întrebarea asta: unde este împăratul? Că întrebarea e ciudată. De ce e ciudată întrebarea? Orice copil care se naște în casa împăratului nu este împărat. Este prinț. Este prinț. El devine împărat doar dacă taicul abdică de pe tron sau moare și devine împărat. În lumea noastră nimeni nu s-a născut împărat, ci toți viitori împărați s-au născut prinț. Întrebarea este următoarea: unde este împăratul de curând născut? Pentru că e singurul care s-a născut direct împărat și la Hristos, slăvit să-i fie numele. De-aia tulbura grozav. De-aia întrebarea a atras atenția prin felul ei în care a fost pusă. Scriptura ne spune că Irod nu s-a dus la senatul lui, ci a mers la preoții cei mai de seamă și i-a întrebat: unde ar fi trebuit să nască Hristosul? Că nu este alt împărat care să nască lumea asta, toți sunt prinți. Dar Hristosul, împăratul care se naște împărat, unde ar fi trebuit să nască? Bine, nu li s-a prindă ăștia niște beculețe? Băi, Irod ăsta întreabă, dar de ce întreabă el? Nu cumva ăia care au venit din răsărit? Câți dintre preoți au verificat informația? Bun, nu te du tu pe drum, că tu ești dita mai preotul. Dar aia proz, pe care îi trimiți să urmărească, să rezolvi problemele care tu nu-i poți implica. Câți aprozi sau slujitori au trimis: băi, verificați pe oamenii ăștia, pe unde umblă ei? Unde ajung? Cui se închină? Că
Că sunt pe aici, pe împărăția noastră. Nu sunt răsăriți, batem noi drum până acolo. Sunt aici. Câți saprozi au trimis? Niciunul. De aceea, în timpul lor, s-a născut mântuirea lumii, a trăit mântuirea lumii, mântuirea lumii a ispășit păcatele lumii întregi și ei au rămas tot nemântuiți. De ce? Cum cred eu, e bine. Nici nu trebuie să verific. Știți câteodată ne apropiem de Scripturi cu mentalitatea asta? Cum zic eu, așa trebuie să fie bine. Băi, dar ai acoperire? În Scriptură ai acoperire? Verifici lucrurile respective? Sau le iei așa? Așa au rămas oamenii aceiași. Atenție, preoți ăștia erau foarte pregătiți. Din punct de vedere teologic, erau foarte pregătiți. N-ajungeau oricine preot în Israel. În primul rând trebuia să fii pe o anumită spiție de neam și în al doilea rând trebuia să ai cunoștințe teologice ale Vechiului Testament. Și cu toate astea au rămas nemântuiți. De ce? Pentru că n-au verificat o informație simplă. Citeam Scriptura și spune cuvântul Domnului, de exemplu, în Ioan, capitolul 7, cu versetul 42, un lucru foarte interesant. Hai să citim de la versetul 40. Unii din norod, când l-au auzit aceste cuvinte, zicea, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum din Galileea să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem, unde era David? S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui. M-aș fi așteptat ca Domnul să spună, stați băi așa, băi, eu m-am născut în Betleem. Nu vă mai complicați voi. Nu. Domnul nu intervine. Vă interesează cine sunt eu? Unde m-am născut? Vă interesează? Cercetați. Verificați. Nu le se spune la oamenii ăștia. Unii spune, bă, ăsta e Hristosul, nu mai încape îndoială. Ăsta-i. Și alții spun, păi, cum să fie ăsta Hristosul? Că ăsta-i din Galileea, măi. Nu ar trebui să fie din Betleem? Că profețiile spun și tu, Betleeme, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile lui Israel. Că în tine se va naște odrasla, Mesia, Shiloh. Și Domnul nu vine să spună, stați liniștiți, vă certați degeaba, eu acolo chiar m-am născut, băi, mă prezint aici. Nu, 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 te interesează cine sunt eu? Studiază. Vrei să mergi în rădăcire și în mișto mai departe? Poți merge liniștit. Căci tu trebuie să verifici tot ce auzi și tot ce vezi cu Scriptura. Doamne ajută! Asta e prima categorie de oameni și v-a șugat tare mult. Predica mea din seara asta și de celelalte care le-am mai ținut la voi, nu vă luați după că am predicat eu. Verificați tot ce predic eu este susținut de Scriptura. Apostolul Pavel a ajuns într-o cetate, spune Scriptura. Și dați-mi voie să vă citesc lucrul acesta, spune cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 11, spune în felul următor. Capitolul 17, pardon, cu versetul 10. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila, zis la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spunea este... Doctorul Luca, care sub inspirația Duhului Sfânt, scrie Cartea Faptelor Apostolilor. M-aș fi așteptat la darurile pe care le avea Pavel, la poziția spirituală, la revelațiile pe care le-a dat Domnul, să-i privească pe iudeii acestea cam circumspecți, să spună, cei din Berea erau mai neîncrezători, cei din Berea se uitau așa ciudat la Pavel, de-aia se duceau în fiecare zi să verifice. Nu, nu! Doctorul Luca spune că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă, că îl verificau pe Pavel, dacă ceea ce spune Pavel, apostolul neamurilor, este după Scripturi. Ai o inimă aleasă, că inima aleasă înseamnă să verifici. Aici intrăm și la domeniul profețiilor, a vedeniilor, a descoperirilor. Asta înseamnă să ai inima aleasă. Biblia îți spune foarte clar, nu disprețui prorociile, ci cercetați totul și păstrați ce este bun.
Nu cerceta nimic și las că-s bunii toate. Nu, nu. Biblia vine și spune că există un anumit grad și o anumită marjă de eroare. Elimină marja de eroare și ia autenticul. Și autenticul îl poți găsi prin Scripturi. Doamne ajută! Prima categorie de oameni pe care aș dori să o fi scos în fața dumneavoastră și pe care ar trebui să ne caracterizeze pe toți este verificarea tot ce auzi și tot ce vezi cu etalonul sau cu Scripturile. A doua categorie de oameni pe care o găsesc eu este cei care după ce au verificat și au constatat că Dumnezeu le cere ceva, sunt gata să facă. Sunt gata să împlinească. Unii teologi spun că Maria, mama Domnului, Sfânta Marie, cum o numim noi, avea vârsta de 15 ani, după cutuma vremii și după obiceiurile vremii. Alții spun că 17 ani, oricum, era o copilă. Ea era logodită cu Iosif, un băiat neprihănit, un om neprihănit, spune Scriptura. Acum, cu tot respectul, câtă vreme noi avem copii și, în mod special, fete, ne rugăm ca ele să-L cunoască pe Domnul și să încheie legământ în apa botezului. Doamne ajută! După care, de foarte multe ori, ne oprim cu rugăciune aici. Dar noi ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea o casă liniștită. Doamne ajută! Să se oprească în dreptul lor un băiat ca Iosif, om neprihănit și temător de Domnul, și împreună să plece pe drumul vieții. Prima dată apare faza logodnei. După ce o fată reușește să se logodească cu un băiat credincios, la ce credeți că se gândește ea? La nuntă. Normal. Se gândește la nuntă, cum va fi îmbrăcată, cum va fi sala de mese, care vor fi invitații, se consultă cu logodnicul, cum se fac. Unii se gândesc cum e fața de masă, cum e șervețele, dacă se sortează cu perdelele. Și o grămadă de chestii la care noi nu prea ne gândim la aspectele acestea. Însă ele se gândesc grozav la ziua nunții respectiv. Credeți că Maria a făcut excepție? Era logodită cu un băiat și se pregătea pentru căsătorie și se gândea. Și pe când ea se gândea la lucrurile acestea, dintr-o dată din nou se materializează un înger cu nume, Gavril. Și Maria și ea ca o fată se teme. Și îngerul Gavril îi spune, nu te teme, pentru că ți s-a făcut un mare har. Vei rămânea însărcinată de la Duhul Sfânt. Și ceea ce se va zămisli în tine nu va fi de la om, ci va fi Sfântul celui preanalt. Și Maria, ca o fată de la țară, nu era fiica marelui preot. Era o fată. Pune o întrebare logică. Cum se va întâmpla asta pentru că eu nu știu de bărbat? Nici un bărbat nu s-a atins de mine. Cum pot eu rămâne însărcinată? Și atunci îngerul explică tehnic, puterea celui preanalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi de la Dumnezeu. Și acum, frații mei, apare ceva. Era vorba de mântuirea ta și mântuirea mea. Prin ea trebuia să nască Hristosul, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii întregi. Și totul depindea de ce spune o fată de 17 sau 15 ani. Avea nunta înainte. Câteodată, ca păstor, discut cu anumite mirese și le spun, veniți în casa Domnului, îmbrăcate smerit, cu bună cuvință, să avem libertatea să ne rugăm, să cântăm, să ne bucurăm la nuntă. Nu, frate, lasă-mă în pace, asta e nunta mea. Poți să stați cu capurile jos, e nunta mea și eu fac ce vreau. Ce-ar fi fost și Maria să aibă aceeași mentalitate? Băi, îngerule, ia dispar din zonă. E nunta mea, eu l-am găsit pe Iosif, eu vreau să am nuntă, vreau să am invitați, vreau să am cutare. Ce vii tu la mine să-mi strici nunta să rămână însărcinată înainte de vreme? Că asta s-a întâmplat. La ce vii tu cu chestia asta la mine? Lasă-mă să am o nuntă normală! Și pentru că era o decizie atât de grea, m-aș fi așteptat ca îngerul să spună așa, Maria, tu ești o copilă tânără, uite, eu plec. Vorbește cu Iosif, logodnicul tău. Vorbește cu părinții tăi. Adunați adunare generală și cu rabinul. Spuneți-i ce ți-am spus eu. Dacă e cazul, mai vin eu odată în fața rabinului și spun că asta e promisiunea prin care vine Mesia Shiloh, că este scris în Isaia, fecioara va rămâne însărcinată și va naște pe cineva pe care îl va chema cum? Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Asta e promisiunea. Dar îngerul nu pleacă o săptămână, nu pleacă 6 luni să-i dea voie să se consulte. Stă acolo lângă ea, ca Maria să spună da la mântuirea mea și la mântuirea ta.
Și Maria cu îngerul lângă ea spune cuvintele: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și n-a mai fost nuntă, și n-au mai fost invitați, și n-a mai fost nimic. Pentru că Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt înainte ca ei să locuiască împreună. Bun, ca mântuirea să vină la noi, ăsta a fost prețul. Vine Dumnezeu și îți spune: te-am păzit, te-am ocrotit și vreau să închei un legământ cu mine în apa botezului. Aia, Doamne, mă gândesc, Doamne, văd ce miesă la toată afacerea asta, dar se poate, dar nu, eu mai stau, mă mai gândesc. Băi, dar vreau să te împaci cu cumnatul tău, vreau să întinzi mână de pace. Știu că și el e sucit, dar și tu ești sucit, da? Întinde tu mâna, pentru că nu se poate, Doamne, nu, asta nu fac, nu fac. Eu gata, te urmez pe tine, când cu gura până la urechi, că sucenicul tău, da, asta nu fac. Frații mei, vedeți timpul de reacție? Dacă Maria făcea ca mine și ca tine când e vorba de pocăință, de cerut iertare, de îndreptat, de rezolva problemele, oare cât dura până accepta? Ce frumos în textul ăla biblic de acolo, pentru că mergem în zona respectivă, după ce îngerul ia răspunsul afirmativ a Mariei, iată roaba Domnului, m-aș așteptat ca îngerul ăsta să ducă repede la Iosif să-i spună: băi Iosif, dacă tu o să vezi pe logodnica ta, pe care tu iubești, scumpa ta logodnică Maria, că se mai rotunjește, că mai capătă proporții, că așa, să nu te sperii, măi, să nu te sperii, că asta e de la Duhul Sfânt, nu se duce îngerul. Și Iosif observă că Maria se schimbă în fizionomie. Își dă seama că Maria e însărcinată și știe foarte bine că nu cu el. Ei, ce-i faci și tu acum, dacă știi asta? Că noi suntem răbdători, noi suntem calmi, până la un moment de genul ăsta. Cum adică ea, pe care eu iubesc, locotnica mea, să-mi facă așa ceva mie? Ori de aia nu a mers îngerul la Iosif, pentru că Biblia spune Iosif, și dați voi să vă citesc asta pentru bărbați, că noi suntem pocăiți, frații mei, pocăiți, că noi răbdăm. Dar hai să vedem în situația asta, neprienirea noastră merge până la domeniul acesta. Și Sfânta Scriptură spune în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 1, cu versetul 18 începem. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Noi am spune că nu-i băiat neprihănit, e molcuț. Cum adică? Tu să știi că ea e însărcinată și nu cu tine și logodnica ta. Și tu aveai dreptul în timpul respectiv să-ți iei logodnica, să o duci în fața casei părinților și primul care aruncă cu piatra să fii tu. Măcar atâta răcoririi să ai la infidelitatea ei. Dar Biblia vine și spune că Iosif nu era oricine, era un om neprihănit. Când noi vorbim de neprihănirea noastră, stimații mei, colegi, bărbați, punem și gestul ăsta? Noi punem restul, dar nu asta. Că asta nu se poate. Ori de aia nu a mers îngerul înainte, ca noi când citim în Biblie să vedem caracteristicile unui om neprihănit, care e capabil să treacă și peste așa ceva. De aceea când vorbim astăzi de divorțul, de recăsătorire, nu luăm în calcul atitudinea asta care ar trebui să fie a unui om neprihănit. De cele mai multe ori, în domeniul ăsta, multe situații nu arată neprihăniți. După ce el și-a dat seama că soția lui, că logodnica lui sau nevasta lui, cum o numește Biblia, este însărcinată cu altcineva, el nu știa că e de la Duhul Sfânt, nu a zis să o expună, să o facă de râs, ci s-a gândit să o lase pe ascuns, adică el să dispară din zonă și nimeni să nu acuză pentru lucrul respectiv. Și spune Scriptura, ce frumos, pe când se gândea el la lucrurile astea, deci erau creionate deja, el știa ce are de făcut, în sfârșit apare îngerul, zic eu, cu oarecare întârziere, bă, trebuia să fii puțin mai înainte, că nu mai stătea omul ăsta în atâta în tensiune. Nu, nu, a venit mai târziu ca să ne arate cum se poartă un bărbat sau un băiat neprihănit. A venit și a spune, Iosif,
nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ceea ce s-a zămislit în ea, cu alte cuvinte, nu-i din un alt bărbat, ci de la Duhul Sfânt. Vă imaginați câtă ușurare a fost în inima lui Iosif, auzind îngerul spunându-i asemenea cuvinte, dar atitudinea lui a fost corespunzătoare. Atitudinea lui a fost corespunzătoare. Stimații mei, cât ne ia, dacă știm un cuvânt că este la Domnul, să-l împlinim, cât i-a luat Mariei ca să dea voie mântuirii să vină în lume? N-a avut timp mult la dispoziție, dar a luat decizia. Mă uit în Scripturi la oameni al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a schimbat generații. Oameni care s-au hotărât să slujească, să se urmeze pe Domnul instant. Ne arată cuvântul Domnului că într-o zi Domnul Iisus trece pe la vamă. Vameșii în vremea respectivă nu erau cei vameșii acum. Vameșii se ocupau de colectarea birurilor. Adică erau un fel de slujbași care luau birurile, taxele, de la evrei ca să le dea la romani. De aia erau și foarte dezagreabil pentru evrei poziția asta și felul lor de a fi. Și din punctul ăsta de vedere, Domnul Iisus trece pe la vamă și se oprește în dreptul unui vameș numit Matei și spune, vino după mine. Dacă i-ar fi spus de pensie, dacă i-ar fi spus de viață lungă, dacă i-ar fi spus de confort, dacă i-ar fi spus de o grămadă de promisiuni, aș crede. Dar spune Scriptura foarte sec. Și Matei s-a sculat și a mers după Domnul Iisus. Cât timp i-a luat? Foarte scurt. Astăzi, oriunde se citește Scriptura, în mod special Noul Testament, că e în lumea musulmană, că e în lumea creștină, că e în lumea budistă, cine vrea să citească Noul Testament trebuie să înceapă cu Evanghelia după Matei, a omului care a ieșit din anonimat și l-a urmat pe Iisus, fără făgăduințe, fără absolut nimic, ci efectiv a luat decizia pe loc și Dumnezeu prin el astăzi schimbă vieți prin Evanghelia după Matei, transmițând că oamenii care sunt gata să se pună la dispoziția Domnului, Dumnezeu le schimbă istoria. Vă amintiți dumneavoastră, spune cuvântul Domnului, că Domnul Iisus trecea pentru ultima dată pe Ierihon și trecând ultima dată pe Ierihon, un om de acolo, tot vameș, bogat, era mai marele vameșilor, avea o poziție socială, avea viitorul asigurat și avea o grămadă de bani. Noi, după gândirea noastră, avea cam tot ce îi trebuia să stea liniștit acasă sau la biroul lui vamal. Dar omul ăsta a venit să-l vadă pe Iisus și fiindcă era mic de statură, nimeni nu se dădea la o parte să-i dea prioritate să-l vadă pe Iisus, să se întâlnească cu Iisus. M-aș fi așteptat ca omul ăsta supărat să ducă acasă și să spună, am vrut, dar nu s-a putut. Mă duc și văd de drumul meu, dar nu. Omul ăsta s-a interesat pe ce drum trece Iisus, s-a dus înainte și dita mai vameșul s-a urcat într-un copac, într-un dud, spune Scriptura. Cuvântul Domnului spune că Iisus a venit împreună cu toți oamenii aia care îl îmbulzeau. Și fără ca să facă nimeni prezentările, Domnul Iisus s-a oprit în dreptul dudului și a spus, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Pentru că Dumnezeu vede oamenii care îl caută cu toată inima, care sunt decis să ia o hotărâre pentru viață. Știi, mă, ce m-aș fi așteptat acolo să spună Zacheu? Mulți frați de-ai noștri cam asta fac. Doamne, nevastă mea nu știe. Eu am venit numai să te văd pe tine, nu mai vii tu la mine în casă, mai vii și cu ușenicii tăi, o grămadă de deranj. Eu sunt mulțumit, te-am văzut pe tine, slăvit să fie Domnul, rămâne așa. Spune Scriptura, Zacheu s-a dat de jos în grabă și l-a primit pe Domnul în casa lui. Și când era în casa lui, Dumnezeu a rostit niște cuvinte. Astăzi, mântuirea a intrat în casa aceasta. Dacă Zacheu spunea, Doamne, eu te-am văzut numai, atât am dorit, asta e tot. Am vrut să asist la o slujbă, am vrut să te cunosc personal. M-am bucurat că te-am cunoscut și cam asta e. Nu, nu. El s-a dat jos de grabă și în ciuda celorlalte inconveniente pe care le putea avea, în grămădeală, prin casă, oameni care fac deranj, poate că, totuși l-a primit pe Iisus în casa lui și istoria vieții lui a fost schimbată. Vă aduceți aminte de prima biserică când a coborât Duhul Sfânt? Spune Scriptura că s-a ridicat Petru și a predicat Evanghelia. Și oamenii aceia au spus, fraților, dacă Dumnezeu l-a făcut pe acest Hristos pe care l-am răstignit noi, Domn și Hristos, noi ce să facem? Și Petru le spune sec, direct așa,
Pocăiți-vă fiecare dintre voi să fiți botezați în numele Domnului Iisus, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și cu multe alte cuvinte îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și fiecare spunea, mergem acasă, discutăm nevestele, să vedem dacă tribul e de acord, să vedem dacă rudele e de acord, să vedem dacă cineva e de acord. Nu, nu! Pe loc 3.000 de oameni s-au întors la Domnul și au fost botezați. Slăvit să fie Domnul! Când s-au luat deciziile? Imediat. Atunci. Pentru că așa se iau deciziile după ce ai verificat. De aceea e important pentru noi, frații mei, că se predică Evanghelia și noi ne adunăm aici. Știm că păcatele noastre sunt iertate, știm că suntem pocăiți de ani de zile, dar sunt lucruri de care trebuie să ne pocăim. Doamne ajută! Trebuie să ne pocăim când promitem ceva. Trebuie să ne pocăim de mâniile noastre. S-au citit aici să le pădăm când tristăm pe Duhul Sfânt. Dar când luăm decizia asta? Lasă că venim duminica viitoare. Mica viitoare. Și uite așa aveam ani de zile și cunosc că din cioși de ani de zile, Dom'le, nu-l mai scos din încăpățânarea lui, el tot încăpățânat rămâne. Dar nu a luat niciodată decizia, Dom'le, astăzi vreau să mă pocăiesc. Doamne ajută! Domnul nu întârzi neprierea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o delungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Doamne ajută, frații mei! Dar să vinim odată! Că lucrurile astea trebuie făcute. Prima atitudine de care am dorit să vorbesc este a celor ce verifică tot ce aud și tot ce văd. Și am pus imaginea păstorilor. A doua atitudine este a celor care, după ce au verificat, știu că-i voia lui Dumnezeu. Și o fac. Nu durează mult. Ca Maria, ca Zacheu, ca Matei, care au fost gata să împlinească cuvântul Domnului. A treia atitudine este a celor ce se închină. Stimații mei, observ de foarte multe ori oameni care verifică, văd că pocăința e bună, văd că botezul e necesar, văd că anumite stări, rugăciunea, botezul cu Duhul Sfânt e valabil și după ce oamenii ăștia sunt gata să împlinească lucrurile acestea, o lasă mai lejer așa, mai lejer cu închinarea în mod special, cu rugăciunea în mod special. De aceea e foarte important pentru noi să ne gândim la aspectul acesta. Eu circul mult și mă uit în anumite comunități, chiar mi-e îmi place să observ lucrul ăsta. De exemplu, sunt chemat la anumite slujbi speciale, de evangelizare, de conferință sau altceva. Pe lângă predicatori, care sunt eu și poate altcineva, sunt chemate și niște grupuri care să cânte, să laude pe Domnul. Bine, după ce grupurile alea cântă, îi vezi pe telefoane, pe WhatsApp, mai ies pe afară, își fac selfie cu tare și așa mai departe. Și eu urmează să predic. Pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Eu îi spun în felul următor, cum eu te-am ascultat pe tine că ai cântat până acum, mi-ai surzit urechile efectiv, cum te-am ascultat până acum, te rog frumos la fel de bine, ascultă-mă și tu pe mine, trece aici pe primul rând, las telefonul, las WhatsApp-ul și ascultă, cum eu am avut respect față de voi. Sunt foarte mulți oameni care își fac numărul sau slujba înaintea Domnului, după care ei sunt liberi. Frații mei, nu e ok. Închinarea noastră trebuie să continue. Doamne ajută! Noi trebuie să fim prezent. De aceea mie îmi place să fiu la rugăciune. Îmi place să fiu la rugăciuni. Sunt comunități, vă spun dumneavoastră lucrul ăsta. Am participat la asemenea comunități, mă duc, spun, frate, vreau să intru la rugăciuni, când e rugăciuni, când frață dau îndemnuri, că să mă conectez cu ei, cu Duhul. Nu, frate, noi mergem la birou pastoral, stăm de vorbă, cum mai este în țară, plouă, ninge, ce se întâmplă, cu tare și așa mai departe. Băi, frate, dar vreau să mă duc. Nu, noi stăm aici, de vorbă, mai discutăm, anul ăsta e analectiv, ce facem acolo, ce facem dincolo. Bun, și ce facem? Înăuntru cineva dă îndemnuri, frață se roagă din toată inima, frață, cu tare, noi stăm acolo, când se termină ora de rugăciune, apar profesioniști, eu cu ceilalți păstori, apărăm cu Biblia la sână, așa, intrăm înăuntru, biserica se ridică pe picioare, că intră profesioniștii, și noi mergem în față și tocmai începem să vă învățăm cum trebuia să vă rugați atunci când n-am fost noi. Ori, frații mei, eu nu consider corect treaba asta. Ea trebuie rezolvată. Ne rugăm împreună, cântăm împreună, predicăm și ascultăm. Doamne ajută! Eu asta înțeleg, frățietate, de-aia comunitățile noastre nu atrec pe la învon doar profesioniști, oameni care au terminat teologie, ci frați care au fost în seara asta, vin aici, ne dau îndemnuri din viața lor. Nu-i perfect ce spun ei, dar cresc, slăvit să fie Domnul. Pe ce bază o facem asta? Pe ce bază? Că ar trebui să spunem numai teologi. Pe baza faptului când Hristos a murit pentru noi și s-a despicat ca tapeteasma din templu, Dumnezeu prin Hristos ne-a făcut pe toți preoți, slăvit să fie Domnul. Iar marele preot este Iisus Hristos. Ca atare, fiindcă toți suntem preoți, tot putem face slujbă. Dar fiecare la nivelul lui.
ăla care cântă face slujbă, ăla care se roagă face slujbă, ăla care de ordine face slujbă. Nu e așa că la plesneală, frate, pentru că n-ajung la învon, fac de ordine. Nu, nu, nu. E o slujbă, pentru că ești preot, slăvit să fie Domnul. De aceea suntem chemați la starea asta. Al treilea aspect pe care vreau să vă spuneți este tocmai închinarea. Închinarea o extrag de la cei care au venit din răsărit. Magii erau nu astrologi, ci astronomi. Oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea specială, o stea unică, o stea care n-a mai fost niciodată și care s-a ivit. Era în stea unui împărat născut. Și după ce au văzut steaua, m-aș fi așteptat ca oamenii ăștia să spună: păi, steaua e acolo, noi suntem la o distanță destul de mare, facem aici un altar, aducem niște jertfe, ne închinăm la stea și asta e sănătate, că noi avem treabă. Nu, nu, oamenii ăștia se pregătesc de mers pe drum, să meargă să se închine la cel pe care reprezenta steaua, că steaua nu era ăla, îl reprezenta doar, atât tot. Să meargă să se închine la cel reprezentat de stea. Când au plecat în călătoria asta a lor, au luat cu ei smirnă, aur și tămâie. Smirna pe timpul ăla era de 3 ori mai scumpă ca aurul, se găsa foarte rar. Toate astea le-au luat, nu le-au găsit pe sub pietre așa, au găsit aur pe sub, hai să ducem asta la împărat. Nu, nu, s-au pregătit. Frații mei, știți ce înseamnă închinarea? Închinarea când vii înaintea Domnului, înaintea Domnului Iisus, înseamnă să te pregătești. Nu mergi la plesneal așa. Observ foarte mulți oameni, mai ales în comunitățile care au slujbă de dimineața, sâmbătă seara stau pe tot felul de știri, pe tot felul de canale, tinerii stau să vadă ce rezultate sunt la fotbal în Anglia, în Germania, ce gutare, s-o obosesc cu tot felul de chestii așa, vorbesc până la 1 noaptea, iar a doua zi dimineață se întâlnesc cu marele împărat și ei stau așa teleghidați, deci s-o obosesc de ei sâmbătă seara. Unii dintre ei se ocupați cu tot felul de lucruri. Ei se vorbește puțin de euro, de lire sterline, dintr-o dată prinde viață. Dar dacă vorbești de mântuire, o pierdut semnalul la aspectul ăsta. Frații mei, v-a șucat tare mult atunci când vii în prezența Domnului, pregătește-i să-i aduci ceva. Pregătește-i să-i aduci ceva. Pe lângă colecta care se face sau nu se face, pregătește-i să aduci aminul tău, Doamne ajută! Pregătește să aduci cântarea ta, pregătește să aduci ceva, pentru că tu trebuie să dăruiești ceva stăpânului tău. Și e foarte important asta, e foarte important. E bine, oamenii ăștia iau smirnă, aur și tămâie și pleacă să se închine pruncului de curând născut. Spune Sfânta Scriptură că au ajuns la Irod, i-au pus întrebarea aia care i-a bulversat pe Irod și pe toți ceilalți. Sfânta Scriptură spune că după ce ei s-au întors acasă, Irod a dat poruncă ca toți copiii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurile Betleemului să fie omorâți de la vârsta de cât? De 2 ani în jos. Dar de ce nu de la 5? Prindea mai mulți. De ce de la 2? Pentru că Biblia spune de ce. Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Dar ce vreme au aflat la magi? Când soara ta steaua? Potrivit cu vremea pe care o aflase de magi. Nu știi cât s-au pregătit magii ăștia de călătorie. Cert e că și-au luat aurul, argintul și smirna și-au plecat. Dom'le, tu ai plecat aproape 2 ani de zile pe drum să mergi să te închini la un prunc? E drept că unii credincioși vin la adunare de parcă vin de răsărit. Dar problema care se pune, ai plecat pentru un asemenea timp să mergi să te închini la un prunc undeva? Când ai atâta treabă, nu ne spune Scriptura că aveau familie sau nu, ceea ce ar acutiza problema lor și a gestului lor de închinare. De aceea e important pentru noi să ne dăm seama că închinarea costă în primul rând timp. În primul rând timp. Asta presupune vii de pe șantier, ți-ai schimbat salopetele, sau vii de la birou, ți-ai schimbat hainele de birou, ai făcut un duș, te-ai îmbrăcat și din timp vii la adunare ca să fii din timp. Pentru că aici nu te întâlnești cu președintele Germaniei sau cu primul ministru. Aici vine Domnul domnilor și Împăratul împăraților și vine totdeauna, chiar dacă tu lipsești. Vine totdeauna. El spune unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu. Nu-l trimit pe arhanghelul meu el, nici pe îngerul Gavril, vin eu. De aceea judecata, spune Biblia, va începe de la casa Domnului. Pentru că aici este ofensată cea mai mare autoritate.
E una să ofensezi un ministru, e alta să ofensezi un prim-ministru, e alta să-l ofensezi pe Putin, de exemplu, vedeți ce poate face, și alta să-l ofensezi pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Adică, cum spun eu de obicei, dacă nu s-a îndurat Dumnezeu din mine, poate eram alcoolicul zonei, poate eram destrăbălatul zonei, poate eram pierdutul și boschetarul zonei, dar s-a îndurat Hristos de mine, m-a dus la pocăință, mi-a pus cuvântul său în mine și la momentul actual tot ce sunt este datorită lui, slăvit să-i fie numele. Tu nu faci excepție. Tu nu faci excepție. Bun. Tot ce sunt este datorită lui Hristos. Am colegi mai buni ca mine, mai sclipitori ca mine, dar sunt pierduți. Unii sunt morți de alcool, alții sunt pierduți în lumea asta, divorțați, recăsătoriți, nici el nu mai știe și cu el, efectiv, plâng la colțul de stradă când se îmbată câteodată, îi vezi terminați așa, și eu stau și mă uitam, păi cu ce am fost eu mai bun ca băieții ăștia mei? Erau mai sclipitori la școală ca mine, din părinți mai buni, cu ce sunt mai bun? S-a îndurat Hristos de mine. Bine, și Hristos vine și îmi spune, eu vin la întrunirea voastră. Nu, eu nu mă duc să mă întâlnesc cu tine. Eu sunt predicator bun și eu mă duc joi seara la adunare. Mă duc să... Nu, dar vii să te întâlnești cu mine, nu cu aia care predică, nu cu aia care cântă. Vii să te întâlnești cu mine. Frații mei, părtășia creștină în asta stă. Ne întâlnim cu Hristos. Și știți ce e frumos? Hristos este în mijlocul nostru și cu toate că noi începem să cântăm și șolăm pe aratură, cântăm fals, El nu iese afară. Mulți muzicieni spun, bă, tineri ăștia cântă fals, măi, eu nu mai pot suporta. Bine, tu nu mai poți, uite că Hristos suportă. Suportă, îl ajută să crească, îl ajută să se desăvârșească, pe ăla care începe, începe predica cu sfârșitul și o încheie cu începutul, Hristos nu iese afară. Noi nu, e fiasco total. Frații mei, Hristos e în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Și dacă ne rabdă pe noi așa cum suntem, ne spune, dar cine sunteți voi să nu vă îngăduiți unii pe ceilalți? Cine? Dacă eu rămân în mijlocul vostru, dacă eu stau acolo, între voi, dacă eu vă dau valoare prin mine, nu prin ce faceți voi, că tot ce faceți voi trebuie să desăvârșesc eu. Ne spune Scriptura că El este la dreapta Tatălui, desăvârșind credința noastră. Adică, știți ce înseamnă asta? Eu nu reușesc niciodată să cânt o cântare perfectă. Am voce cât de cât, dar nu pot cânta ca Pavarotti sau ca ce cântăreț. Dar eu încep să cânt, cânt. Ei, cântarea mea, aia anemică, e luată de Hristos și desăvârșită din El și odată ce o desăvârșește devine perfectă, slăvit să fie Domnul. Ziua de post nu o pot face corespunzător, dar o ia Hristos și o desăvârșește. Rugăciunea mea nu o pot face perfect, o ia Hristos și o desăvârșește. Știți ce nu poate desăvârși Hristos? Cântarea neînșepută, rugăciunea nefăcută, asta nu le poate. Vrei să desăvârșească Hristos că ai fost la adunarea seară, dar tu n-ai fost. Nu poate desăvârși. Dacă ai venit, dacă ai stat pe hol, dacă te-a durut capul, poate desăvârși că ai fost. Dar dacă n-ai fost, nu poate trece la număr ceea ce nu-i. De aceea Scriptura ne spune cât de slabi ar fi. Ar trebui să facem ceva. Doamne ajută! De aia ne spune Scriptura, orice faceți, nu vorbește neapărat calitativ. Orice faceți, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Nu o să iasă din prima tare bine. Dar fă în numele Domnului, El desăvârșește. Cu timpul ajungi să fii mai bun la cântare, mai bun la predică. Da, îi harul Domnului ăsta. În rest, El desăvârșește și cei mai slabi și cei mai buni, egalizând peste toate cu numele Său. Slăvit să fie Domnul! Asta e frumusețea, frații mei. Ori oamenii aceștia au pus timp deoparte să meargă să se închine. Nu numai atât. Când li s-a spus că trebuie să-L caute pe Hristos, spune că au ieșit de acolo și steaua i-a călăuzit. Și au ajuns în fața casei unde era mama și pruncul ei. Și acum, frații mei, permiteți-mi să vă spun, pruncul avea în jur, Iisus avea în jur de 2 ani de zile. Când au intrat magii ăștia, nu știu câți au fost, că tradiția populară spune că 3 sau 4, dar Biblia nu spune câți au fost. Când au intrat în casă, acolo, nici nu știu dacă se uita la ei, pruncul. Nu știu dacă se uita. Acum, ce-i face tu când bați o grămadă de drum și vii și găsești în fața ta cu un copilaj de 2 ani, nu știu dacă avem o an aici, să-l aducem în față, să nu-și uite la tine. Dita mai magul. Și atenție, ca paranteză spun, cum v-am spus, Irod nu era un tip așa blânduț, era aprig. Îți sărea capul imediat, avea meseriaș în domeniu. Au omorât soția, au omorât copiii și așa mai departe. Și iată acum la poarta lui se prezintă niște oameni care întreabă unde este împăratul de curând născut al lui de el.
M-aș așteptat ca Irod să le spună, băieți, dumneavoastră a apărut, dispăreți repede ca să mai trăiți, că nu vă jucați cu mine. Nu, nu, el știa cu cine stă de vorbă. Știa că ăștia nu bag drumul degeaba. Erau niște somități a vremii, niște personalități a vremii. De aia el nici nu pune la discuții, dar unii în casa mea, ce, care treaba? Nu, nu, imediat se duc și întreabă, unii trebuia să nască Hristosul, că ăștia nu vin degeaba, eu știu cine sunt ăștia. E bine, dita mai personalități ăștia, intră în camera aia, unde era mama și copilul. Acum m-aș fi așteptat că ăștia, dacă aveau pălării, să scoată pălării, așa spune, pălării, uite aici, de avem ceva acolo, aurul, așa, aur, da, fine, tămâie, dăm ceva, smirna-i scumpă, ceva tămâie, dăm aici, așa, restul facem. Știți că da, cadourile astea din luna decembrie e tocmai bazat pe textul ăla Bibliei. Dar textul ăla Bibliei nu spune că ăla care avea aurul, îi spus, băi, uite, aurul e la mine, îți dau ții, tu dă-mi smirna, eu îți plasez ții tămâia, băgăm în buzunarele noastre, dar tot noi aici. Că noi asta facem, ne dăm cadourile la alții. Nu uitați, cadourile trebuie date lui Iisus. Amin? Că de foarte multe ori cam asta facem, ne învârtim cadourile în zona buzunarilor noastre. Tu îmi dai aia, eu îți dau cealaltă. Nu, nu, cadourile trebuie date lui Iisus. Și acum aici ăștia fac ceva. Și anume, își deschid visteriile toate, dau aurul, smirna și tămâia și s-aruncă la picioarele lui. Băi, dar e un copil de 2 ani, băi, nici nu observă dacă voi stați într-un genunchi sau dacă numai vă le ridicați pălării, cu ce ocazie vă aruncați la picioarele lui? Totuși el este împăratul la care am venit să ne închinăm. Frații mei, noi nu mai avem niciodată între noi un prunc culcat în iesle. Niciunul de 2 ani. Niciunul care stă pe o cruce, un bărbat care strigă Eli, Eli, lama sabachthani. Ci totdeauna în mijlocul nostru este cineva plin de glorie și de slavă, care e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Care e atitudinea ta în prezența Lui? Că dacă margi în fața unui copil, s-au aruncat din reverență și din respect la picioarele Lui, cum ar trebui să arate închinarea ta? Observăm foarte multe comunități că rugăciunea este o zonă în care ne mai uităm să vedem ce fac. Anumite surori își așează părul, că atunci când băieții deschid ochii să vadă pe cineva, băieții au grijă să vadă, băieții să văd pectorale, că am fost la sală, să prezentabili, să arate fiecare în timpul orei de rugăciune, dar regele e acolo. Și am văzut comunități unde oamenii vin și dintr-o dată toată comunitatea intră în rugăciune. Cum a fost a treia rugăciune la dumneavoastră aici, când oamenii încep să se roage, când sunt pasionați. Bineînțeles că pe prieteni câteodată îi deranjează că strigă unul sau altul, îi deranjează, dar noi strigăm din pricina faptului că pe cineva e în mijlocul nostru care ne poate asculta. De aia nu strigăm de dragul de a striga. Și ăștia care sunt pe stadion strigă că văd echipele acolo și că aleargă și așa mai departe. Noi strigăm pentru că în mijlocul nostru este Domnul care ne poate izbăvi, slăvit să fie Domnul. Eu observ foarte mulți credincioși liniștiți așa. Mi-aduc aminte de, citeam undeva despre faptul că doi prieteni mergeau pe malul unui lac. Amândoi își discutau niște chestii, numai idei știute. Și la un moment dat unul alunică și cade în lac. Și în timp și cade în lac, dă din mâini, din picioare și strigă din toată. Mănec, mănec! Ălaltul de pe mal spune, păi nici eu nu știu să nu, dar ce, vezi că fac atâta gălăgie ca tine? Nu fac nicio gălăgie, eu stau liniștit. Știți că de foarte multe ori aceea treabă se întâmplă în biserică? Păi ce strigă ăștia, ce răcnesc ăștia? Că și eu m-aș ruga, nu ești de același calibru. Sunt între noi oameni care au nevoie de iertarea păcatelor. Sunt între noi oameni care au nevoie de binecuvântare pentru copiii lor. Sunt între noi oameni care au nevoie de atingerea vindecării Domnului peste trupurile lor. Ăla nu se roagă ca mine care mă sunt bine. Ăla nu se roagă ca mine ca copiii mi-s acasă. Lui, tu m-au plecat unul de acasă. Cum vrei să roage omul ăsta? Ori biserica este comunitatea unde se adună și câteodată, frații mei, nu am subiect de rugăciune, dar când îl văd pe un coleg de-al meu păstor cum se roagă pentru copilul lui, lăs deoparte comoditatea mea și că mie merg lucrurile bine și cât de cât sănătos. Doamne, ridic mâinile, îndură-te de copilul lui, toarnă har peste el și încep să prind turații în rugăciune. Că asta înseamnă rugăciune, frații mei. Asta înseamnă să pui suflet acolo. Doamne ajută! Ori închinarea, în asta constă. A pune pasiune să te rogi. Ei sunt comunități care înțeleg lucrul acesta și dintr-o dată totul e transformat. El vine pregătit la adunare. Păi, nu știu, au făcut repetiții tineri ăștia din biserica noastră. Nu știu cum a ieșit. De eu vin de acasă cu smirna, aurul și tămâia. Când eu terminat de cântat, spun, Domnul să vă binecuvinteze, că asta am de acasă, unde să o duc? O am la mine.
vin pregătit, abia aștept momentul când se pot spune lucrul ăsta. Cineva face de ordine și spune: bine ați venit. Domnul să te binecuvinteze, frate, că le-am de acasă pregătite. Știți că lucrurile astea trebuie să pregătite din timp? Când pleci să te întâlnești cu Domnul, să te închini înaintea Lui, pregătirea e din timp? Când slujește cineva, sunt biserici unde frață chiar spun: Doamne, toarnă ungerea Ta peste el. În timpul adunării chiar spun lucrul ăsta: toarnă ungerea Ta. Și sunt frați care spun: amin, toarnă, Doamne. Câteodată nu mai apucă ăsta să dea, că biserica pleacă în rugăciune, în închinare înaintea Domnului. Nu e nicio problemă, că reluăm ideile. Noi le avem la noi, sunt notate, de aia ne facem notițe. Dar spontaneitatea aceea în închinare nu poți compara cu nimic. Ori al treilea lucru care e foarte important pentru oamenii pe care îi va duce Dumnezeu este acelor ce învață să se închine. Pun timp deoparte pentru închinare, aduc valorile lor în prezența Domnului și au o atitudine corespunzătoare la închinare, o reverență care se vede, un respect deosebit față de închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Frații mei, ultimul aspect pe care aș vrea să vă subliniez, a celor ce vor moșteni împărăția Domnului, nu numai a celor ce verifică tot ce aud și tot ce văd cu etalonul cuvântului lui Dumnezeu, nu a celor ce sunt gata să împlinească ceea ce le revelează sau le descopere Domnul, nu numai a celor ce continuă să se închine ca și magii în prezența Domnului, ci a celor ce așteaptă pe Domnul slujind. A celor ce așteaptă pe Domnul slujind. În vederea aceasta, dați-mi voi să vă citesc din Luca, capitolul 2. Cuvântul Domnului spune: cu versetul 25, capitolul 2. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Iubiții mei, ce făcea omul ăsta? Aștepta mântuirea lui Israel. Și Duhul Sfânt îi spusese ceea ce preoții nu știau. Duhul Sfânt îi spusese ceea ce fariseii nu știau și cărturarii nu știau. Și anume, că în timpul vieții lui va veni mântuirea lui Israel. Hristosul lui Dumnezeu va veni și el îl va vedea. Nu va pleca până îl va vedea. Pentru că omul ăsta l-aștepta pe Domnul. Mai era acolo, spune Sfânta Scriptură, în versetul 37, spune cuvântul Domnului, versetul 36, mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poși și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Israel. Ce făceau oamenii ăștia? Slujeau. Frații mei, de foarte multe ori când suntem tineri, slujim. Ne place să ne vedem în anumite slujbe ordinați. Dar oricât de bun păstori am fi noi și dirijori am fi, la un moment dat trebuie să ne retragem pe linia a doua sau a treia sau chiar a patra. Trebuie să ne retragem în spate. Bun, și foarte mulți spun: dar eu ce mai slujesc acum? Uite că ai o slujbă pe care o poți duce și la 84 de ani. Și nu numai bărbat, ci și femeie. Ea slujea Domnului cu post și, atenție, slujea Domnului, era o slujbă. De aceea această slujbă poate fi făcută de oricine și poate să o aibă mai departe. Când nu mai ești numărul unu în biserică, când poate nu mai ții minte bine, când efectiv nu mai ai cursivitate în logică și în gândire, te poți ruga și poți face slujbă pentru Dumnezeu la 84 de ani. Poți să fii rodnic. Ei bine, oamenii aceștia au ceva special. Ăștia așteaptă și slujesc. Sunt la îndemâna Domnului. În timp ce nimeni nu știe ce se va întâmpla. Sunt speriați de Putin, sunt speriați de amenințările nucleare, sunt speriați de o grămadă de lucruri. Știrile vin mâine dimineață și așteaptă din nou să-i bulverseze. El știe că la butoane este Domnul nostru, slăvitul Mântuitor. El știe că nu va muri până nu va vedea mântuirea lui Israel. El știe ce alții nu știu. De ce? Pentru că și sunt oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. Stimații mei, asta am vrut să vă spun în seara asta. Sunteți aici adunați și prieteni, frați și surori, dincolo de lumea noastră care se strică, care se deteriorează, care se lipsește de toată vitalitatea și tot ce am avea noi nevoie în lumea aceasta. Pământul cu tot ce este pe el e condamnat să piară.
totul va arde. Cataclismul va fi atât de puternic încât Scriptura spune că corpurile cerești se vor topi de marea căldură care va topi cerul și tot ce va fi. Totul va dispărea din tot ce știm și tot ce avem. Însă este pregătit un cer nou și un pământ nou. Și înainte ca Dumnezeu să pedepsească pământul acesta, va veni și își va lua biserica, îi va lua pe răscumpărații lui. Și Apostolul Petru punea întrebarea retorică, este ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să moșteniți lumea cea nouă? În seara asta am încercat să dau un răspuns. Ar trebui să fii niște un om care verifici tot ce auzi și tot ce vezi cu etalonul cuvântului Dumnezeu. Apoi ar trebui să fii un om care după ce ai văzut că Dumnezeu îți cere un lucru, să-l faci imediat, Doamne ajută. Apoi să continui să te închini. Nu te baza pe darurile tale, pe poziția ta, pe ordinarea ta, pe slujbele tale sau pe lucrurile pe care Dumnezeu le-a realizat pe tine. Continuă să te închini Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților, că închinarea continuă. De ce? Continui să slujești și să aștepți pe Domnul. Și când nu mai poți face altceva, poți să te rogi și să postești, ca alții să crească, ca alții să fie însoțiți, ca nepoții tăi să-i vezi pe calea mântuirii și când nu mai poți merge la adunare, când nu mai poți păși, să le urezi de bine de departe, dându-vă întâlnire la una din cele 12 porți a noului Ierusalim. Ne întâlnim la poarta cu tare. De ce? Pentru că ăsta-i drumul credinciosului. Se termină lucrul pe pământ și ești mutat în cerul nou. Să ne ajute Domnul, dacă nu ne mai vedem, stabiliți voi poarta și eu vin acolo. Cu Doamne ajută, Domnul să vă binecuvinteze.